declarație noi, reprezentanții diasporei moldovenești, organizatori și participanți la numeroase proteste în Italia împotriva regimului oligarhic Plahotniuc din Republica Moldova, membrii centrului Padova și localitățile învecinate al mișcării de rezistență națională din Republica Moldova, fiind profund îngrijorați de situația gravă care s-a creat la noi în țară, ne-am întrunit astăzi în fața Consulatului Republicii Moldova pentru a ne manifesta solidaritatea cu cei de acasă și față de acțiunile ilegale ale fostei guvernări, care nu vrea să transmită puterea pe cale pașnică noului guvern Sandu. În scopul apărării statului de drept, declarăm următoarele. 1. Susținem noul guvern legitim investit în frunte cu prim-ministrul Maia Sandu, votat la data de 8 iunie 2019 de către Parlamentul Republicii Moldova. Guvern recunoscut și susținut pe plan internațional de către Uniunea Europeană, Consiliul Europei, Statele Unite ale Americii, Rusia, România, Canada, Suedia, Finlanda, Franța, Germania, Marea Britanie, Polonia, Lituania, Elveția, etc. 2. Condamnăm regimul Plahotniuc, care nu vrea să recunoască noua guvernare, și cerem acestora transmiterea pe cale pașnică a puterii și eliberarea instituțiilor de stat care sunt la moment înconjurate și ținute în captivitate de Plahotniuc prin intermediul grupărilor sale criminale și paramilitare. 3. Cerem poliției, tuturor forțelor de ordine și structurilor administrative să treacă de partea poporului, să respecte Constituția Republicii Moldova, majoritatea parlamentară și noul guvern votat legal. Să refuze executarea ordinilor criminale și ilegale venite din partea regimului Plahotniuc pentru a evita escaldarea situației tensionate din țară, care ar putea duce la dezordine în masă și vărsări de sânge. 4. Solicităm demisia judecătorilor Curții Constituționale, care prin deciziile lor arbitrare luate în aceste zile s-au compromis totalmente și nu mai au credibilitate atât în fața poporului, cât și a comunității internaționale. Totodată cerem tragerea la răspundere penală, deoarece prin deciziile lor ilegale și contrar Constituției au aruncat țara în haos, destabilizând situația social-politică
din Republică. 5. Cerem eliberarea tuturor deținuților politici condamnați ilegal de către regimul Plahotniuc și încetarea imediată a persecuțiilor în adresa lor. 6. Solicităm președintelui țării, ministrului de interne Andrei Năstase și altor instituții abilitate să emite un ordin de interdicție și să întreprindă toate măsurile necesare pentru a nu permite părăsirea țării de către Plahotniuc și complicii săi la uzurparea puterii de stat. 7. Facem apel către întreaga societate, persoane de bună credință, să nu se lase provocate și să nu se implice în acțiuni ilegale organizate de către regimul Plahotniuc, menite să destabilizeze situația din țară. În aceste momente de grea cumpănă, vă îndemnăm să fim uniți și să sprijinim guvernul pro-european Maia Sandu, capabil să scoate țara din captivitatea uzurpatorului, să demafiotizeze toate structurile statului și să ne ofere un trai decent la noi acasă. Suntem convinși că după schimbările ce au avut loc pe scena social-politică și odată cu instaurarea noului guvern Sandu, Republica Moldova își va recapăta statutul de țară democratică și respectul pe plan internațional. Padova, Italia, 13 iunie 2019. Susținem guvernul Sandu! 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 Demisia Curții Constituționale! Demisia Curții Constituționale! Demisia Curții Constituționale! Demisia Curții Constituționale! Jos Plahotniuc! Jos Plahotniuc! Jos Plahotniuc! Jos Plahotniuc! Jos uzurpatorii puterii din Moldova! Jos uzurpatorii puterii din Moldova! Libertate tuturor instituțiilor politici! Libertate tuturor instituțiilor politici! Libertate tuturor instituțiilor politici! Nana Raia! Nu uita! Pușcăria e casa ta! 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 Boale lungi la pușcărie! Boale lungi la pușcărie! Boale lungi la pușcărie! Boale lungi la pușcărie! Poporul a învins! Să ne protejăm victoria! 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 Democrație, nu oligarhie! Democrație, nu oligarhie! Democrație, nu oligarhie! Democrație, nu oligarhie!
Suntem de la Verona. Am venit să susținem prietenii noștri de la Padova. Deja noi ne-am expus părerea că în totalitate susținem guvernul Maia Sandu. Vreau să fac un mesaj către domnul Pavel Filip. Nu pot să-l numesc prim-ministru și nici președinte. Plecați, plecați și iar plecați. Nu vă jucați cu voința poporului. Nu vă jucați cu răbdarea acestui popor. Va trebui să răspundeți în fața acestui popor și veți fi un țap ispășitor. Și fac un apel către toate persoanele care mai susțin și care, în pofida circunstanțelor, îndeplinesc ordinele uzurpatorilor și cei care sunt plătiți și sunt sosiți la Chișinău. Nu ne vindeți țara, nu ne luați viitorul să ne întoarcem acasă într-o țară democrată și liberă. Și mă adresez polițiștilor, forțelor de ordine, care spun că păstrează ordinea publică. Ce fel de ordine publică când capitala Republicii Moldova s-a transformat într-o zonă de agrement, să vină în țările europene să vadă că mai stă cineva tolonit așa și cu atâta dezastru și dezordine nu s-a mai văzut ca să râdă toată lumea de noi cu așa forțe de ordine. Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Ne adresăm vouă, apărători de țară în ghilimele, cei care stați în tufari, sub copaci, la umbră și apărați hoții să mai lungească vremea și să mai furie cei ce au mai rămas în țară. Nu ieșiți, oamenii buni, să-i apărați pe hoți acolo în fața Ministerului Apărării Interne, în fața Curții Constituționale, acolo în corturi. Fie-vă milă de cei care stau acasă, care au mândrie. Aveți și voi puțină mândrie și demnitate și dacă voi nu o să ieșiți, înseamnă că ei nu o să aibă în dosul cui să ascundă. Așa că fiți mândri și respectați guvernul Maia Sandu. Nu îi susțineți și nu ieșiți la aceste, în ghilimele, proteste. Acestea nu sunt proteste. Asta e rușinea țării. Stimați concetățeni, chiar dacă suntem la mii de kilometri de voi, totuși suntem cu inima și cu sufletul acasă. Dragi polițiști, uitați-vă în ochii copiilor voștri și luați deciziile corecte. Noi dorim să ne întoarcem acasă. Vrem o țară democratică, nu o oligarhie. Vrem o țară, o justiție, vrem o țară cu o justiție corectă. Jos corupția la Moldova! Jos corupția! Poporul moldav îndură nevoi, îndură foame, rămâne doar visul în casa lui. Și noi, înstrăinați de la patrie, am fost împinși și aduși departe de țară, departe de copii, departe de tot ce ne este drag și sfânt. Deci, noi am venit toți aici, în fața Consulatului Republicii Moldova, și să susținem în unanimitate guvernul Maia Sandu și să cerem demisia imediată, după cum s-a menționat aici, a Constituției Curtei așa numitei, nu e așa numite Constituții a Curții Constituționale. Deci, noi am învins și sunt sigură. Noi am învins! Noi am învins! Noi am învins! Timp de 28 de ani, Republica Moldova nu a mai avut o libertate ca acum cum o simte lumea, așa, aici în Italia noi suntem și în țările europene. Am fost maltratați, intimidați, manipulați, am fost alungați din țară în mod legal. Și când le dai o întrebare la guvernanții, că le dădeai o întrebare la guvernanții noștri, de ce noi suntem tratați și suntem prin țări străini și ședem și lucrăm aici, dar nu muncim în țara noastră să avem un loc de muncă, să avem o stabilitate, să avem o țară normală să trăim. Oamenii care stau acum și protestează pentru 500 de lei, le-aș da un sfat. Să meargă acasă și să muncească împreună cum muncim noi aici și să nu mai lese când îi fac de rușine tot globul. Tot globul suntem într-o stare, deja am ajuns mai jos ca Somalia.
Suntem obosiți de această de fosta guvernare. În sfârșit susținem un guvern nou care are o libertate, simțim o dragoste față de țară, simțim o dragoste de a ne întoarce acum la moment acasă. Domnilor moldoveni, lume necăjită, nu lume obosită. Vă cerim cu toții, ridicați capul sus, lăsați frica în spate, nu aveți frică. Viitorul după noi, victoria după noi, capurile sus, nu vă temiți. O să aibă de răspuns susunătorii lui Plahotniuc. Victorie! 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 Vin cu un apel către toți cetățenii Republicii Moldova, cărora nu le este indiferentă soarta țării noastre, să participe la Marșul Poporului duminica viitoare la ora 11 în fața Parlamentului. Împreună pentru Moldova noi vom învinge! Noi vom învinge! Cu durere în suflet reamintesc versurile regretatului Dumitru Matkovski. Trecută prin foc și prin sabie, furată, trădată mereu, ești floare de dor, Basarabie, ești lacrima neamului meu.